Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Ați văzut-o cumva pe fata asta? Bună ziua, bună ziua, ați văzut-o cumva pe fata asta? Vreau să mă duc la tată să o cer de nevastă. Nu vă supărați, nu vă supărați. Ați văzut-o cumva pe fata asta? Vreau să mă duc la tată să o cer de nevastă. Da, mă, băiatule, ia uite. Stai așa simplu pe incognito. Da, uite. Marfă gagica. Ramon, cea mai proaspătă comedie livrată de Jesus del Cero. Atenție, a nu se confunda cu O Ramona sau Romina viața mea. Singurul lucru pe care l-au în comun este că sunt comedii. Cu o amplă campanie de promovare în spate, acest film a aterizat în cinematografe pe 3 februarie 2023. Starul acestei ecranizări este nimeni altul decât Pavel Bartoș. Prezentator al emisiunilor România au talent și Vocea României, dar și actor al Teatrului Notarat din București. În prima săptămână de la lansare, acest film a ajuns numărul 1 în box office-ul românesc, conform Cinemagia, cu încasări de circa $250,000. Dar fără alte cereri în căsătorie, să intrăm în revizia asta! Ramon! Ah! Un film după o rețetă americană, o potgorie italienească, umor francez, un mafiot asiatic, un regizor spaniol și gogonele românești, ca să nu-ți lase un gust amar, că așa e bătată, bă, pe aici, pe la noi. Regia este semnată de Tobe Jesus del Cero, aceeași persoană care în trecut a regizat Hawaii, Miami Beach, Nașa și puține alte filme. Jesus și-a făcut și nu prea treaba. Ajutat de scenariul scris de Pavel Bartoș, Angel Damian și Lia Bugnar, acesta a folosit o rețetă americană într-un film românesc, păstrându-și stilul regizoral. Păi, da, ce facem, băi, nenea Jesus? Păi, da, nu mai învățăm noi din greșeli, că de asta țara asta se duce de râpă. Tot filmul are un parcurs ușor de înțeles, atât cu scene care se leagă, cât și cu anumite scene peste care se trece superficial. Sau îți ridică semne de întrebare pe tot parcursul vizionării. Regizorul și-a propus să facă o comedie pentru că România are nevoie de așa ceva. După cum a declarat Jesus, dar cu toate astea, umorul nu a fost atât de bine ecranizat. Există momente comice puse în valoare de savoarea lui Pavel Bartoș și cam atât. Se uită la noi ăștia tineri că suntem și frumoși și talentați. Povestea este simplă de la început până la final și predictibilă. Chiar mai predictibilă decât faptul că am decis să mă las de facultatea de automatică după primul curs de analiză matematică și geometria lineară și geospațial în rachetă. Dacă stăm să calculăm această poveste, Ramon pleacă dintr-un punct A, satul natal unde o cunoaște pe Ana, și vrea să ajungă într-un punct B, București, unde s-o ceară în căsătorie pe Ana. V-ați prins? A... Ana B. București? Dacă intră, intră, dacă nu... Numai că dă peste o necunoscută, să zicem X sau Sonia, un om al străzii. Cei doi pleacă într-o călătorie prin București noaptea, unde fac tot felul de lucruri nevinovate care au repercursiuni în următoarea zi. Aici întâlnim tot felul de stereotipuri, de la omul simplu de la țară, la polițistul prost sau fata cu bani de la oraș. Fără să dau alte spoilere, finalul este presărat cu ghiocei zglobii, margarete răslețe și crizanteme zăpăcite. Chiar dacă am părut rău, eu am râs la film, am avut un vibe bun și consider că am avut un progres mic în cinematografia românească. Dacă Ramon ar fi fost filmat de Crăciun, sigur era un film pe care puteai să-l vizionezi împreună cu familia ta pe 24 decembrie, alături de unchiul ăla bețiv și de caterincă care îți dă bani de iarbă. Vino cu noi și spune nu la droguri! Nota mea pentru film este 7. Pentru că seamănă foarte mult cu Neamării Miliardar, iar în filmul ăla chiar joacă actori. Dreptă-i ceapă! Da. Ramon e un băiat simplu din Struguracul de Sus, care își petrece majoritatea timpului alături de vița sa de vie și de prietenii săi. Întâmplător se întâlnește cu o femeie care îi sucește mințile, dar înainte să facă vreo mișcare, se despart inopinat. Iar Ramon rămâne singur, doar cu un vis și o poză cu cei doi. Ramon are o misiune imposibilă acum.
să o găsească pe femeia misterioasă și să o ceară de nevastă de la tatăsu. În drumul său își face mulți prieteni, dar și dușmani. Poliția și Shelley pe trotinetă fiind pe urmele sale, când o mică greșeală i-a fost fatală. Per total, filmul mi s-a părut grăbit. Multe evenimente, personaje și scene trecute cu vederea doar pentru conveniența scenariului. De asemenea, filmul nu prea are logică. Înțeleg că acțiunea și multe personaje au fost exagerate, chiar caricaturizate, dar nu putem uita de felul în care funcționează lumea, nu-i așa? Nu? Scenariștii au fost Pavel Bartoș, Angel Damian și Lia Buchnar. Deși doi dintre ei sunt scenariști și au experiență în acest domeniu, nu mi se par potriviți pentru genul de comedie. Nu-i poți pune în aceeași oală pe cel care scrie Clanul, pe Pavel Bartoș care e pe comedie și pe Lia Buchnar care are preferințe pentru dramă. Chiar nu se pupă și asta s-a văzut și în film. Însă, în final, e de apreciat că au spart gheața comediilor romantice din România și că astfel cinematografia din țară va evolua din ce în ce mai mult. Adică să fim serioși, dacă ne uităm la comediile romantice de acum 20 de ani din America, vom vedea că se seamănă foarte mult. Nota mea este 6 pentru că nu am putut să trec cu vederea peste lipsa logicii din film. Tu ai fost la film? Îți place Pavel Bartoș? Nu prea? Te gândești să ai răbdare până apare filmul pe Netflix? Hai să o punem de o urmărire generală jos în comentarii. Conform declarațiilor lui Pavel Bartoș, el împreună cu regizorul Jesus Del Cero au lucrat la acest film aproximativ 3 ani. Dorința inițială a lui Pavel Bartoș a fost ca acest film să iasă mult mai devreme, însă, din cauza pandemiei și altor probleme, însă pandemia și alte probleme i-au dat planurile peste cap. Ramon, dacă te aștepți la un film de artă, fiindcă pe actorii ai văzut la teatru când ai parcat să te duci în centru vechi, atunci dă-ți două palme că nu-i la ce te aștepți. Filmul este o comedie light, decentă, care te poate bine dispune, făcută după stilul american, însă puțin mai slabă. Puțin? Actorii au făcut o treabă destul de ok, adică i-am crezut pe alocuri, m-au făcut să râd, pe alocuri. Pavel Bartoș este o combinație de Benny Hill și Austin Powers. Se vede că filmul a fost făcut după o idee de-a lui, fiindcă este cel mai închegat personaj. Practic se joacă pe el. Apoi Alexandru Ion și Teona Stavarachi, care sunt cuplul ăla modernist, amuzant, cu care n-ai vrea să ieși la bere. Bine, nu ieși ei cu tine la bere, fiindcă ei nu beau alcool, fiindcă alcoolul te distruge. Copii, nu consumați alcool. Mult. Andreea Vasile, care e cel mai frumos boschetar pe care l-am văzut eu vreodată. Nici măcar nu știu cum a jucat. Cred că bine. Mai apar Carmen Tănase, Elvira Deatcu, Bogdan Farcaș, Andrei Șelaru. Frate, nu scăpăm de asta nici în filmul ăsta. Chiar și Andreea Esca apare în film și toți își fac treaba cât pot ei de bine. Problema mea cu filmele românești de comedie este că tind să caricaturizeze totul, iar filmul e plin de clișee și glume la prima mână. Ori comedia e matematică, nu un amalgam de cioace puse toate la oaltă, sperând că poate să râde la una. Adică filmul chiar are unele glume bune la care chiar o să râzi, în special ce face Bartoș. Dar de ce să nu le așezăm bine pe toate și să râdem la toate? Nota mea e 7, fiindcă am râs, m-am amuzat și e ok, merge. Următorul. Un film simpatic de văzut o singură dată cu familia, sau cum îi spune Andrei, filmul ăla de duminică. Adrian Silișteanu este cel care s-a ocupat de imaginea acestui film. El este cunoscut și pentru filmele Scris Nescris, Undeva în Palilula, pentru care a luat și premiul Gopo pentru cea mai bună imagine, Afganistanii și multe alte filme. Dar aici lucrurile stau puțin diferit. Vezi multe scene... Bă, zici că-s prost. Dar aici lucrurile stau puțin diferit. Sunt multe cadre care nu au continuitate și vezi personajele poziționate diferit de la un cadru la altul, lucru care inevitabil îți atrage atenția. Ai văzut? Am băgat inevitabil ca să sună inteligent. Suni... Las. Pe lângă asta există anumite scene care nu sunt credibile. De exemplu, scena de pe pista de avioane. Dar aici nici pe plan sonor nu ai parte de veridicitate. Mai ales în prima parte a filmului, unde teoretic ar trebui să simți atmosfera aia de țară. Și cum în film apare Smiley, era de așteptat că vor apărea și câteva melodii de ale lui. Nota mea este 6 și asta pentru câteva glumițe bune. Pentru că în rest nu au reușit să mă convingă de credibilitatea scenelor. Acum că am ajuns la finalul acestei povești de dragoste, media este de 6,5 gogonele. Dreptă-i ceapă. Dar rămâi cu noi pentru că urmează rubrica M-a rupt, m-a frânt, în care îți vom spune ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la această aventură. M-a rupt privirea și zâmbetul Andreei Vasile. Andreea, dacă ai ajuns până aici, te rog frumos, scrie-mi pe Instagram și o să vin la București cu oamenii Ramon după Ana. Așa cum am afrânt, nu?
M-a rupt explicația asupra realismului. Nu se poate să fie așa bună, dar asta nu înseamnă că nu e. M-au rupt cuplul de vegani. Mi-a plăcut cum au fost scriși, dar și interpretarea lor. M-a rupt scena când polițiștii îl aduc pe Ramon la secție. Trebuia băgat un reverb acolo. M-a frânt că au fost multe momente care rupeau logica textului. Și sunetul. M-a frânt faptul că Smiley și Shelly au jucat mai mult decât Carmen Tănase. Mă, cum p***a mății și biserica lui moții și p***a! Îți mulțumim că ai fost alături de noi în povestea asta și dacă îți place ce facem, ajută-ne să ne o găsim și noi pe Ana noastră cu un like, share sau un subscribe și dacă ai cumva vreun film pe care ai vrea să-l băgăm în revizie, lasă-l în comentarii. Poate îl cerem în căsătorie.